Sfârșitul acestui an vine cu vești bune pentru administrația locală a comunei Buzoiești. Au fost semnate mai multe contracte de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență și Agenția Fondului de Mediu. În cel mai scurt timp vor demara lucrările pentru eficientizarea energetică a primăriei din Buzoiești, a școlilor din satele Șerboieni și Vulpești și a reabilitării școlii din satul Buzoiești. Totodată se vor monta 3 stații de încărcare a automobilelor electrice. Va fi completat sistemul de supraveghere prin montare de noi camere stradale și se va digitaliza întreaga activitate a administrației locale prin trecerea în format GIS. Anul acesta sunt multe proiecte în derulare în comuna Buzoiești. Adică proiecte care urmează a fi implementate. Păi vi le și spun, da, că sunt foarte multe și chiar mi le-am notat. Să începem, de exemplu, cu creșterea eficienței energetice. Haideți să spunem în primul rând și de unde am obținut fondurile. Deci fondurile sunt pe PNRR, pe AFM. Bun. Hai să le luăm întâi pe cele... Păi, vi le spun, da, că de asta sunt multe și să nu le încurc. Deci avem creșterea eficienței energetice la primăria Buzoiești. Asta înseamnă cu panouri fotovoltaice și pompă de căldură. Deci vom scăpa de a încălzi cu combustibil solid și... Deci acest proiect e contractul de finanțare semnat, este pe PNRR. De asemenea, tot creșterea eficienței energetice la școala Șerboieni și școala Vulpești. Deci cele două școli vor beneficia la fel de același, au același statut, tot pe PNRR. Adică tot panouri fotovoltaice, da, și cu pompe de căldură. Pompe de căldură. Apoi avem stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Buzoiești. 3 stații de încărcare avem, una la Cornățel, care este pe AFM, și 2 la Vulpești și la Șerboieni, care sunt pe PNRR. Planul urbanistic general în format GIS în comuna Buzoiești, tot pe PNRR. În ce fază vă aflați? Deci, revin, la eficiențele energetice, contract de finanțare semnat. La stațiile de încărcare, contracte de finanțare semnate. La realizarea planului urbanistic general, contract de finanțare semnat. Realizare de baze GIS la nivel local, date deschise, platformă de date, datele disponibile la nivel de localitate, date sectoriale, sunt accesibile publicului, de asemenea contract de finanțare semnat. Haideți să ne oprim puțin aici și să explicăm oamenilor ce înseamnă acest GIS, adică pentru ce e necesar. Deci este necesar, eu zic, este în format electronic și oamenii vor fi tot timpul, o să fie transparență. Lumea adică o să știe. Vor avea acces la, da, informațiile, da, la informații din tot ce se întâmplă în primărie. Da, da, vor exact, putea exact plăti taxe, impozite, da, 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 exact. Prin da, online, nu? Corect. Bun. Următorul proiect care este de asemenea contractul de finanțare semnat pe PNRR este modernizare și extindere sistem de supraveghere video în spațiu public. Noi deja avem puse camere de luat vederi, avem 24 de camere și vom extinde pentru că a apărut această oportunitate prin PNRR. Ca să... Și câte camere mai montați? Păi, deci se va ajunge până în 50 de camere. Până în 50 de, da, camere în toată comuna? Sau în toată comuna, în toată comuna, în toată comuna. Da. Am înțeles. Avem reabilitare moderată a școlii Buzoiești, comuna Buzoiești, județul Argeș, este școala de la Buzoiești de aici, sus, da, da, tot prin PNRR, contract de asemenea de finanțare semnat. La camere de luat vederi este contractul de asemenea semnat de finanțare. Iluminatul public urmează să semnez pe AFM, deci iluminat public avem în toată comuna, din stâlp în stâlp, dar a apărut această oportunitate pe AFM și îl vom moderniza cu lămpi care vor ilumina în funcție de fluctuația traficului. Deci traficul mai intens luminează mai bine, e mai redus. Sunt deci pentru... digitale. Da, da. Cu senzori. Cu senzori, da. Și pentru a câștiga la factură. Și alte proiecte au primit finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență și prin Programul Național de Dezvoltare Locală Angel Salini. Cu banii obținuți se vor reabilita mai multe drumuri comunale și se va extinde rețeaua de canalizare.